Ca urmare a informațiilor și documentelor apărute în spațiul public, doresc să fac următoarele precizări. Am dispus astăzi trimiterea Corpului de Control al Ministrului la Inspectoratul General al Poliției Române pentru a verifica respectarea procedurilor administrative de raportare a evenimentelor, dar și aspecte care privesc gestionarea evenimentului de agresiune sexuală comis în data de 10 decembrie 2016 în sectorul 5 al Capitalei și înregistrat la secția 18 Poliție. Fac precizarea că în acest caz, conform fișei de eveniment, autorul era indicat ca fiind agentul de poliție Stan Eugen din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră București. Din dorința de a mă asigura că raportul pe care domnul Despescu îl va prezenta primul ministru va fi unul obiectiv, am decis această verificare, considerând că o instituție care este implicată direct în gestionarea evenimentelor nu se poate verifica singură. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne există un ordin care reglementează o procedură de raportare și monitorizare a evenimentelor și aspectelor de interes operativ. Documentul prevede întreaga procedură de raportare, inclusiv timpii în care informația trebuie să ajungă la cel mai înalt nivel, aceștia fiind de ordinul minutelor. Conform procedurilor instituționale, acest tip de evenimente, acelea care privesc fapte penale comise de angajați, se încadrează în categoria evenimentelor despre care trebuie să fie informate toate structurile ierarhice până la nivel de minister. Fișa de eveniment, apărută astăzi în spațiul public, este întocmită conform acestor proceduri. Așadar, informația că autorul agresiunii din decembrie 2016 era polițist în cadrul Brigăzii Poliției Rutiere a ajuns obligatoriu la cunoștința chestorului Bogdan Despescu. Acest ordin care reglementează procedura va fi pus la dispoziția primului ministru. În legătură cu propunerea de împuternicire a chestorului Cătălin Ioniță, doresc să lămuresc opinia publică despre modul în care au decurs cronologic evenimentele pentru ca situația să fie cunoscută așa cum este ea în realitate. Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Cătălin Ioniță pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Române în situația în care premierul ar fi decis să accepte propunerea de eliberare din funcție a chestorului Despescu. Acest acord a ajuns și la domnul prim-ministru. Sintetizând, avem pe de o parte documente și pe de altă parte vorbe. Acordul a fost semnat de chestorul Cătălin Ioniță marți, înaintea anunțului public pe care l-am făcut referitor la propunerea de demitere a actualului șef al Poliției Române. Marți, înainte de declarația de presă, am avut o discuție clară cu chestorul Cătălin Ioniță, care a acceptat propunerea de a fi împuternicit la conducerea Poliției Române, exprimându-și determinarea de a prelua această funcție și misiunea explicită de a începe o reformă reală în Poliția Română. După discuție, chestorul a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea. Acesta este acordul semnat de chestorul Cătălin Ioniță. Imediat după ce am anunțat că propun schimbarea din funcție a șefului poliției, începând cu seara de marți, s-a declanșat în spațiu public o campanie de denigrare a domnului Ioniță referitoare la familia lui și la activitatea lui profesională din trecut. Aceleași aspecte, în anul 2016, când a fost numit director general al Direcției Generale Anticorupție, nu au constituit o problemă pentru nimeni. În condițiile acestei campanii virulente împotriva lui, miercuri dimineață, la ora 6:27, am primit un mesaj telefonic de la domnul Ioniță, prin care îmi solicita să se prezinte la minister pentru o discuție. Astfel, înainte de a pleca la ședința de guvern,
Chestorul Cătălin Ionisă mi-a raportat că are anumite rețineri să meargă mai departe, explicându-mi și motivele, sens în care are pregătit un raport. De comun acord, am stabilit să așteptăm decizia primului ministru cu privire la propunerea de schimbare a domnului Despescu. După cum știți, la începutul ședinței de guvern, în jurul orei 13:30, premierul a anunțat public că nu îl va schimba pe domnul Despescu. După ședința de guvern, domnul prim-ministru mi-a cerut să avem o discuție în cabinetul dânsului. În scurta discuție pe care am avut-o, acesta mi-a arătat raportul evenimentelor depus de domnul Despescu, mi-a comunicat decizia de a nu-l schimba din funcție și nu m-a întrebat absolut nimic despre chestorul Ionisă. Fac precizarea că în cursul zilei de miercuri nu am avut absolut nicio discuție cu primul ministru referitoare la chestorul Ionisă, iar de la Ministerul de Interne nu a plecat niciun comunicat oficial referitor la acesta. Ulterior, în jurul orei 15:30, chestorul Ionisă mi-a transmis că a fost sunat de premierul Tudose și fiind întrebat dacă mai dorește să ocupe funcția de șef al Poliției Române, a răspuns că nu. În mod normal, dacă premierul avea dubii referitor la persoana propusă de mine, ar fi putut să le clarifice pe loc în timpul discuției pe care am avut-o cu dânsul. La întoarcerea la minister, am avut o întâlnire lămuritoare cu chestorul Cătălin Ionisă. Ca om, pot înțelege explicațiile dânsului, însă nu aș putea să comunic eu ce s-a întâmplat între momentul exprimării acordului și dimineața zilei următoare. Aceste aspecte, care țin inclusiv de planul personal, le poate comunica doar chestorul Ionisă, dacă consideră necesar. Pe de altă parte, nu știu ce răspuns se aștepta să primească premierul de la chestorul Ionisă în acea discuție telefonică, după ce doar cu 2 ore înainte anunțase public că nu-l schimbă pe șeful Poliției Române. Cum ar fi putut chestorul Ionisă să răspundă că își dorește să ocupe o funcție care nu mai era disponibilă? De aceea, pot să înțeleg această dublă poziționare sub presiune a chestorului Ionisă, dar de aici până la a fi acuzată de minciună este o cale lungă. În legătură cu subiectul demisiei mele, după cum știți, guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați în forurile statutare ale partidelor din coaliție și tot acolo se aprobă retragerea lor din guvern. Vă mulțumesc, o seară bună!